actuală guvernanță pentru măsurile luate în această perioadă pandemică. Aceștia spuneau că nu era nevoie de închiderea școlilor, nu este nevoie de purtarea măștii de protecție și i-am văzut, mai ales în ultimul an, mai ales în capitală, în Piața Victoriei, dar și prin intermediul marșurilor făcute în ultimele luni în capitală, i-am văzut totodată cu diverse manifestații la nivel național primarile orașe ale României. Bine, iată, la aceste alegeri au reușit să treacă de 8%, un scor extraordinar de important în formarea următorilor 4 ani în Parlamentul României. În urmă cu doar câteva minute a ajuns la studio și liderul, unul dintre liderii partidului, George Simion, care spunea că nu a apucat să se odihnească și că din acest moment pune la cale ultimele măsuri și următoarele măsuri pentru ce va urma în perioada următoare. Nemulțumire uriașă și nu se redupă alegeri. Mai mulți membri și simpatizanți ai partidului cer insistent demisia lui Dan Barna. Îi scriu pe Facebook că Barna duce partidul pe linie moartă și că cel mai bine ar fi să rămână în izolare. Narcis Popescu ne spune mai multe. Narcis, te rog. Bun găsit! Chiar în această dimineață citeam o postare a Florinei Presadă, senator al USR, care critica